Bună ziua, dragi prieteni, și bine ne revedem la o nouă emisiune Viață în Armonie. Iată că astăzi avem invitați prin prietenul nostru Marius Ghidel și Simona. Sunt pe o temă interesantă, pot să spun. Care este cel mai mare ideal în viață? Noi ne facem mereu planuri și ne spunem tot felul de dorințe, dar nu întotdeauna se îndeplinesc. Așa că vă las în prezența lor și vă doresc vizionare plăcută. Bună, Simona! Bună, Marius! Bine ai venit la emisiunea de la televiziunea Piatra Neamț. Bine te-am găsit și astăzi avem o listă de întrebări. Da, le-am structurat un pic ca să curgă unele din altele. Să începem cu o întrebare despre energia. Vorbiți despre această energie subtilă. Este energia subtilă calea spre a-L cunoaște pe Dumnezeu? Energia asta subtilă se obține când noi abandonăm interesele noastre și nu ne mai punem pe primul plan, nu ne mai preocupăm de binele nostru și ne preocupăm numai de binele celuilalt, îi dăm întotdeauna întâietate celuilalt și facem voia lui, nu voia noastră, ne lăsăm folosiți, suntem de acord cu toate părerile, nu ne căutăm mai mult binele, adevărul și dreptatea. Când facem lucrurile acestea și ne ducem în poziție secundară și celălalt punem pe primul plan, atunci în spațiul gol care se face vine o materie magică, această energie subtilă, deci ea pătrunde noi numai în momentul în care eul se retrage. Deci eul trebuie să fie înfrânt, trebuie să fie scăzut cât se poate de mult, dar asta înseamnă să nu-ți cauți binele niciodată, să cauți tot binele pentru celălalt, să slujești pe oameni, pentru că slujirea este calea cea mai sigură spre divin, pentru că eul scade, nu mai pretenții, pierzi apărarea. Și când pierzi apărarea, înaintează divinul. Și atunci este cel mai mare dar posibil, cel mai mare comoară este prezența lui, pentru că el începe să dorească pentru tine ceea ce este mai bine pentru sine. Și atunci ai cea mai mare protecție posibilă. Spuneam că în noua lume nouă în care intrăm noi, dacă Dumnezeu nu este cu noi, deci dacă noi nu suntem înfrânți cu inima, suntem în pericol. În pericol de a fi eliminați din viață, pentru că acolo unde este orgoliu și ego va fi suferință. Energia lumii, lumea nu mai are energie subtilă, s-a preocupat numai de comodități, bunăstare și belșug și asta i-a făcut să se lipească de materie. Posesiile înseamnă ego și îi trage în jos și atunci cheamă suferința. Acum va fi o rafinare a metodelor de scădere a egoului, că apare și inteligența artificială, care ne va urmări în toate modurile posibile și va ști tot ceea ce facem, tot ceea ce gândim, care sunt preferințele noastre și când depășim anumite limite sau nu respectăm anumite reguli, ne va călca în picioare, până la nivelul în care, cum se întâmplă în China acum, nu se mai poți să iei trenul, avionul, nu te mai poți duce la școala nu știu care, în magazinele nu știu care și te va limita în toate modurile posibile, da? Dacă nu respecti regulile respective. Asta este lumea în care intrăm noi, este un univers concentrațional, aparent liber consimțit, un fel de lagăr mondial liber consimțit, pentru că noi am pus binele nostru pe primul plan și acum ni-l ia pe toate. Asta este epoca în care sunt. Bine că după aceea când ți-l ia pe toate ajungi să descoperi omenia, dragostea față de aproapele tău și probabil că lucrurile se pot dea peste cap, se schimbă invers. Dar până atunci este o perioadă lungă de timp în care omenirea va fi scăzută în toate formele posibile. Inclusiv războaie. Este energia asta aceeași cu energia care vorbesc cei care fac New Age, adică energie obținută prin meditație, prin yoga, prin alte metode? Nu are nicio treabă. Acele metode nu scad ego-ul. Energia se obține ca la pistonul de la motor. Trebuie ego-ul să se ducă, cursa pistonului să se ducă jos. Ego-ul să fie scăzut și este căzut numai sujind pe ceilalți, fiind supuși, făcând voia lor și fiindu-te pe tine pentru ei,
dându-le întâietate numai așa. Scade ego-ul. Din orice mijloace de scăderea ego-ului trebuie făcut, pentru că nu, numai așa divinul îi facem loc. El nu are loc să vină. Suntem ca în pălărierul din Alice în Țara Minunilor, care era în acel chioșc de ceai, da? Pavilionul de ceai, și când vine Alice, pălărierul o vede de la distanță și strigă la ea: nu-i loc, nu-i loc, nu-i loc. Așa facem noi. Îi spune lui Dumnezeu: nu-i loc, nu-i loc. Și bineînțeles că nu are unde să vină, și atunci viața noastră se distruge. Că este momentul în care nu-i dai voie divinului să vină, te autodistrugi. Pornesc programele alea din spate autodistructive de la alții, devin active și îți vin din față foarte agresiv, într-o formă foarte agresivă. Pentru că omul este obișnuit să reacționeze, să riposteze, să se lupte, să se apere, atunci ele vor crește în intensitate până te doboară, până la moarte. Deci nu e de glumă. Eu sunt sigur că fiecare din noi luăm lucrurile în glumă, în bătaie de joc, și mai ales ăștia care zic că sunt credincioși, dar nu sunt deloc credincioși, ăștia vor fi primii care vor fi atacați din exterior, că se atacă singuri. Deci forța cu care îi resping pe Dumnezeu, pentru că asta fac, e în momentul în care omul este părtinitor, ține doar cu o parte, el de fapt e părtinitor, e dogmatic și luptă cu Dumnezeu, care vine pe dos, pe invers, decât le convine lor. Și totul vine din absolutizarea binelui, adevărului propriu, principiilor, idealurilor, virtuților, moralei, regulilor. Când le absolutizăm pe acestea, omul devine intolerant și nemilos, crud, capătă cruzime și devine o ființă întunecată, real. Dacă ai posibilitatea să vezi, câmpurile lui sunt roșii, nu mai este uman. Și în anumite condiții de desprindere, când te uiți la el, își transformă fața. Adică fața devine pământie, închide ochii, și de la baza gâtului încep să se ridice în sus niște aburi verzi violeți la toți, la miliarde și miliarde de oameni, ei sunt ființe întunecate. Pentru că sunt polarizați, sunt poziționați pe o parte. Și asta li s-a întâmplat când a fost pus un om mai pe sus decât toate în toate religiile, ei au devenit radical. Da? Și au devenit ființe întunecate pentru că a fost anulat Dumnezeu. Noi nu mai avem pe Dumnezeu deasupra, avem un om, un salvator, un mântuitor. Și atunci s-a pierdut legătura cu divinul, imediat este vrăjitoria asta, este magie ce s-a făcut. Noi discutăm lucrurile acestea în Paulcovici, nu? Paucovice, da. Mihail, da? În cartea lui despre niciun Mesia blând, și explică lucrul ăsta foarte bine. Vreau să spun că Mitropolitul Atanasie de Limasol, Cipru, spunea că cei mai răi oameni din lume sunt acești pietiși, cei care pun regulile lumii, virtuțile, idealurile pe prim plan, la o răutate cumplită, sunt cei mai răi oameni posibil, și lucrul ăsta a fost spus de un avă de la Muntele Athos. Deci se tăferește oameni de pietiști pentru că sunt cei mai răi oameni din lume. Și Dumnezeu, uite, acum îi distruge, sunt primii care, noua ordine mondială, vor fi distruși pentru că le este frică, având legătura tăiată față de Dumnezeu, le este frică să-și piardă viața. Ei nu își închipuie că corpul lor este corpul lui Dumnezeu, nu este al lor, nimic din ceea ce ne înconjoară nu ne aparține, peste tot este numai El. El vorbește din fiecare om, Sfântul este egal cu păcătosul, atâta timp cât împarți, împărțirea este diabolizare. Deci, în momentul în care tot timpul ți se repetă că așa da, așa nu, este împărțire, și împărțirea înseamnă diabolizare. Noi discutam înainte de emisiune de faptul că creierul nostru are un mecanism care este construit pe iubire, în sensul că dacă îi alături perspective diferite, el va trage o concluzie care le cuprinde pe toate. Deci, o concluzie îngăduitoare, înțelegătoare, care înseamnă dragoste, înseamnă acceptare. Asta la fiecare din noi. Dar în momentul în care îi dai o singură perspectivă și elimini alte perspective, atunci Dumnezeu va veni împotriva ta, pentru că absolutizarea binului tău va crea inversul, ca să îți distrugă binele, să te ducă în neutralitate, să echilibreze balanța în starea de zero, acolo unde Dumnezeu este. Deci nu este, vreau să spun un lucru important, noi căutăm întotdeauna un mai mare bine decât există,
sau evităm un mai mare rău întotdeauna, pentru că asta ne-a învățat punerea unui eu mai presus decât toate, ne-a dus în această idee că întotdeauna, în toate situațiile de viață, există un mai mare bine. Nu există așa ceva. Viața așa cum este singurul lucru care este important, este ultimul nivel care se poate atinge pe pământ, este idealul. Viața așa cum este, cu plus și cu minus, nu există nimic de atins, nimic de reparat, nimic de vindecat. Nu există vindecător. N-ai ce să aștepți. Viața așa cum este, cu plus și cu minus, cu rău, cu bine, cu dreptate, cu nedreptate, cu frumos, cu urât, așa cum este ea, cu păcat, nepăcat, acesta este divinul. Așa este Dumnezeu. Noi nu înțelegem, ne-a fost dat un ideal și idealul acela aduce mereu inversul. Când noi absolutizăm idealurile, regulile și principiile, întotdeauna creăm inversul. Da? Și din cauza asta noi devenim răzvrătiți. Să pune la lume numai asta fac, e singura lor preocupare, să te divizeze. Te divizează în toate modul. Ai divizarea în spate, în fundal, genetic inclusă, din faptul că toți strămoșii tăi au pus un om mai presus decât toate, ai divizarea acolo și mergi pe principiul de divizare, societatea, părinții, toată lumea te-a divizat în continuare și tu crezi că este normal. Când te-a divizat, atunci dai putere autorității pământești, stăpânitorilor lumii. Deci când pui un om mai presus decât toate, de fapt dai putere stăpânului și te supui autorității pământești, guvernului, avocatului, medicului, psihologului, preotului, te supui la toți aceștia în condițiile în care sufletul este absolut nesupus. Sufletul nu se supune la nicio autoritate pământească, că nu are nevoie. El nu are decât pe Dumnezeu, nu știe decât să dăruiască, fiind foarte jos de tot, nu are nimic de apărat. Deci el nu are ce să apere și atunci el nu se supune la nimic. El vede totul în mod egal. El nu împarte în sfânt și păcătos, el îl vede pe păcătos tot așa de sfânt ca și sfântul. Deci nu vede nicio diferență. De ce? Că prin toți vorbește același al nostru Dumnezeu. Prin absolut tot ceea ce există vorbește el. Asta este calitatea miraculoasă și minunată a sufletului nostru, care este infinit de îngăduitor. Nu-și caută niciodată binele, nu împarte în bine și rău în viața lui, și nu se supune la nicio autoritate pământească, la niciun mântuitor, la nimic. În cauza aceasta, Dumnezeu repetă de cât că între 7 și 10 ore, o să scoatem noi extrasele din discuții despre Biblie, în principal zice eu sunt singurul Dumnezeu și nu există alt mântuitor în afară de mine. Și a distrus complet în pe vecie orice încercare de a pune un om mai presus decât toate. Cei care au câștigat să stăpânii, noi ne supunem lor, nu mai putem să alăturăm perspectivele diferite și ne mărginim să nu facem nimic, să ne dezvoltăm personal, să căutăm să evoluăm individual, să căpătăm anumite înțelegeri, nu mai cercetăm, pentru că ni s-a spus nu cercetați, credeți și nu cercetați și dați cezarul ceea ce nu se poate. Sufletul nu vede pe cezar pe nimeni, îl vede pe fiecare cezar sau sfânt, că e același Dumnezeu, e același soare de iubire în fiecare om, așa cum am văzut și am explicat, dar omul dacă este preocupat numai de binele lui propriu, pentru că toate virtuțile sunt puse acolo și el nu mai are nevoie de nicio virtute, că nimeni nu-l mai îndeamnă să caute să înțeleagă lumea, să se apropie de divin, el atunci se preocupă numai de câștigul propriu și decade. Se lipește de materie și atunci cheamă forțele cerului să îl desprindă. Care este câștigul? Punând numai pe sub toate, câștigul este că noi ne preocupăm numai de noi și din taxele și impozite care îi îmbogățesc pe stăpâni, iar apoi fiind divizați, văzut după aproape nostru ca diferit de noi, separat de noi, vom lupta cu el și ne duce să îi mărim granițele, să-i aducem mai mare bogății și să ne omorâm între noi. Asta face. Este o vrajă extraordinară care există în toate religiile și uite-te și tu ce radical sunt. Da? Te omoară dacă nu accepti ceea ce zice el. Și aia înseamnă diabolizare. Deci numai exact cum spunea un înțelept, spunea că vorbea, făcuse o discuție cu un diavol dintr-un om și spunea, păi noi suntem peste tot. Nici măcar 1% n-aș putea să spun că înțeleg nu sunt ai noștri. Deci toată lumea, tot omenirea este în posesie pentru că toți sunt răzvrătiți, sunt radicali, sunt poziționați, își apără adevărul și dreptatea și
sunt cruzi și nemiloși, îl văd pe celălalt aproapele lor ca diferit de către ei și vor să-l ucidă și să-l omoare. Deci este o armată colosală, imensă, o populație imensă de miliarde de oameni care sunt, de fapt, ființe întunecate. Din cauza aceasta, în iadul întâi, nu știu ce, unde mai încapă, mai încapă atâția, iar în iadul doi la fel, pentru că nu am văzut capăt. Cât vedeam în stânga și în dreapta, sus, jos, erau un infinit de globuri cenușii care erau închisuite unele în altele, iadul doi. Deci, Dumnezeu, nu știu cât o să mai țină lumea în modul acesta. Că tot mai amintit despre diavol, este o întrebare care spune în felul ăsta. În una din cărțile dumneavoastră spuneți că diavolului îi place să te convingă să te omori singur, să alegi tu moartea, să o vrei, după ce te-a făcut să te omori, îți spune că vei muri și el se hrănește glorios din acea disperare a muribundului. Se cere de clarificare, adică diavolul îți vrea binele, îți vrea răului, că ce putem înțelege din frazele acestea? Păi binele tău întotdeauna e diavolul. Mai puțin binele tău este divinul. Deci când nu te preocupi de tine, nu te concretizezi ca un eu separat și nu... Noi ne concretizăm punând binele nostru, adevărul, dreptatea noastră pe primul plan. Atunci ne facem Dumnezeu nostru. Și atunci corpul devine important. În momentul în care îl pui, dai întâietate celuilalt și mergi pe oameni de jos în sus, cu tot respectul, atunci îl pui pe celălalt pe primul plan. Tu trebuie să fii mereu să urmărești să fii pe poziție secundară. Pentru că te întâlnești cu Dumnezeu numai în poziție secundară, că Dumnezeu vine ca un rob. El este robul nostru, deci trebuie să fii la fel ca și el ca să te poți întâlni cu el. Să fii robul tuturor, slujitorul tuturor și atunci te unești cu el. Deci în momentul în care noi căutăm binele nostru, noi ne diabolizăm. Sufletul nu-și caută binele. El nu știe decât să dăruiască, să iubească, e sluga tuturor, e sluga tuturor, nu e deranjat de lucrul acesta, nu are nicio așteptare, nu vrea nimic de la nimeni, el doar dăruiește și iubește, din cauza asta puterea lui crește. Același principiu are și Dumnezeu. Dumnezeu nu doarme niciodată, nu ia niciun fel de pauză, tot timpul se dăruiește pe sine, toate formele de existență ale naturii și ale universului sunt pe același principiu și formele de existență care construiesc corpul nostru, nu? Inima noastră se dăruiește tot timpul, rinichii la orice oră lucrează, dar celulele lucrează continuu, nu dorm niciodată. Exact ca divinul sunt. Aerul nu se face decât să se ofere, soarele doar se oferă, apa se oferă, toată lumea se oferă. Da? Și asta este Dumnezeu. Și noi, ca să putem să cunoaștem pe Dumnezeu, trebuie să facem același lucru pe care îl face El, dar pentru că am fost înșelați de către aceste forțe vrăjitorești, magice. Există și conceptul de stat magic. Acum statul nostru este un stat magic care nu face decât să mintă. Deci tot, absolut tot ce se spune este minciună. În mod normal vine pe omul care nu vrea să cerceteze și nu face un efort de evoluție, dezvoltare personală. Să înțeleagă aceste lucruri. Și nu trebuie să facă mult decât să alăture perspectivele diferite. Atât. Și atunci va cântări, creierul va scoate o sinteză care le cuprinde pe toate. Deci calea aceasta a binului propriu înseamnă poziționare, înseamnă tăierea legăturii cu Dumnezeu în condițiile în care Dumnezeu este peste tot egal. Adică el este, cât este el de imens în lumea de dincolo, este într-o gărgăriță. Sau este în sămânța cea mai mică, care este mai mică decât bobul de muștar, a arborului cel mai mare de pe planetă, secoia. Deci, arborele secoia are sămânța cea mai mică, mai mică decât bobul de muștar. Îmi dai seama, cel mai mare arbore are sămânța cea mai mică. Deci, în sensul acesta, deci Dumnezeu cât este acolo de imens, da, intră în sămânța cea mai mică. În tot ceea ce e mic, intră într-o celulă, intră într-un atom. Deci tot întregul este cuprins acolo, cum este la hologramă. Dacă spargi cioburile respective, fiecare ciob conține întregul. Cam asta este principiul. Deci, în momentul în care noi ne poziționăm, noi tăiem legătura cu Dumnezeu și devenim o ființă întunecată. Când căutăm binele, noi nu, binele nostru este binele ființei întunecate, pentru că sufletul nu-și caută binele. Sufletul, oricând la orice oră, dacă îl solicit, el sare în ajutorul celuilalt. E ca și când ai avea lângă tine un bolnav, da? Spunea măicuța Ana că sora dânsei avea grijă de un sicastru.
și nu zic asta, greșesc, de un stareț. Un stareț care era la spital și era bolnav. Și se scula, o scula noaptea când avea el nevoie, știi? Deci cam așa este sufletul, tot timpul este la dispoziția ta. Face totul ca să fie bine, nu se apără pe sine, nu se protejează sufletul. Însă noi când ne protejăm și ne apărăm și căutăm bine, mai mult binele nostru întotdeauna, pentru că așa am învățat, am văzut model peste tot, toată lumea face asta, părinții ne-au spus, școala ne-a spus, societatea asta ne arată tot timpul strălucire. Noi, de fapt, îl căutăm pe diavol. Noi facem totul pentru diavol și după care vin ei, așa cum a spus și doamna, și ne zic în bătaie de joc, diavolul își face cumpărăturile de la pradă. Păi nu mai e îndreptatul înspre exterior. Și noi credem că asta este normalitatea. Nu e normalitatea. Pentru că noi nu suntem o ființă întunecată. Ar trebui să ne comportăm ca o ființă a cerului, care este total, dar total dezinteresată de binele său. Ființa cerului ar fi mulțumită să aibă o masă, un scaun, un pat de lemn fără nimic și un dulap să-și pună lucrurile, atât. Deci ființa cerului nu e interesată să aibă mai mult decât are nevoie. În momentul în care noi depășim această necesitate, acest ideal, atunci noi luăm de la alții pentru binele nostru și devenim cruzi. Că în momentul în care depășim necesitatea, apare judecătorul. Judecătorul înseamnă satana. În traducere, judecător înseamnă satana. Și începe un mecanism critic în care noi nu mai suntem de acord cu nimeni, nu mai acceptăm pe nimeni, judecăm pe toată lumea, luptăm cu cei care vin și ne ia ceea ce noi prețuim mai mult și trăim o viață de tensiune continuă, de încrâncenare și de nemulțumire care se transformă, ăsta este iadul. Deci noi îl construim încă de acum. Dacă te uiți la un om care tot timpul luptă pentru mai mult binele său, acela este în iad de acum, cu un picior în iad. Deci noi construim iadul, în sine el nu există. Deci dacă nu împarți în bine și rău, nu există. În momentul în care ai împărțit în păcat, nepăcat, drept, nedrept, adevărat, neadevărat, sfânt, păcătos, în clipa respectivă ai creat iadul. Când îl vezi pe Dumnezeu peste tot și nu vezi nimic diferit și totul este egal, acela este raiul. Dacă la sfârșitul vieții nu ajungi la această înțelegere, te-ai terminat. Ești efectiv condamnat și sufletul se duce spășit în poziția, în etajele inferioare ale lumii lui Eliecioară, care sunt pe stânga. Când te duci spre în sus și te apropii de fluiul de gânduri, pe partea stângă sunt etajele primului iad. Și de acolo nu scapă, se scapă foarte greu. Scapă foarte greu. Am spus că din față vin toate răutățile pe care le-a făcut celorlalți, adică reactivitatea, riposta, da? Furia, mânia, ura cu care te-ai comportat față de oameni, îți vine amplificat din partea celorlalți diferite încercări și în momentul în care în tine se ridică furia, este ca un foc care te arde pe interior și nu poți să suporți. Și te învață ca la Pavlov. De fiecare dată când vin situații astea să cedezi. Și omul este cel care e încrâncenat, care și pe pământ a fost încrâncenat. Acolo la fel va lupta, nu-i va conveni și nu va fi de acord. Cel mai mare rău pe pământ este binele propriu. Când omul își amplifică binele și se preocupă numai de binele său, va avea parte numai de suferință, de rău, oamenii îl vor înșela, îl vor dezamăgi, îl vor umili, îl vor căca în picioare și va pierde tot ceea ce a pus el mai de preț și mai sus din lumea aceasta. Deci cel mai mare pericol este binele propriu, adică bunăstarea, comoditățile, savoarea, satisfacțiile, ușorul, plăcutul, toate lucrurile astea absolutizate înseamnă diabolizare. Se poate ieși din starea aceasta, este simplu și la îndemână, dar trebuie să spui gata, de aici încolo mă schimb și întotdeauna să alegi greu. A greu, greu ce nu-ți place ție este divinul. Ce este ușor și plăcut este diavolul. Este ispită, nu? Și există șanse, dar cu cât omul își caută mai mult binele, cu atât este mai greu să iasă din situația aceasta. Îi trebuie ceva foarte dureros, foarte puternic și în cauza asta el va chema forțele cerului care să-l scadă puternic. Și îl scade prin nenorociri, prin necazuri, prin pierderi ale lui sau ale familiei lui. Da? În momentul în care omul își caută binele, se îmbolnăvesc copiii și nu știe chestia asta. Nu vede legătura. Deci cel mai periculos lucru în lume este binele propriu pus pe primul plan. Că ăsta te omoară. Și spune și în Biblie lucrul ăsta, nu? În prima poruncă, sau sunt trei care sunt lipite,
să nu faci idol, să nu faci chip cioplit, să mă iubești din toată inima ta, din tot sufletul tău, pe mine, Dumnezeu. Pentru că tot ce pui din aceasta este secundar și nu poate fi pus pe primul plan, pentru că fiind secundar, îți ia din energia sufletului, mănâncă din tine. Deci cu fiecare plăcere pe care omul și-o adaugă, această plăcere mănâncă din el și încetul cu încetul pierde energia vitală. Și revenim la întrebare. Deci energia vitală se obține prin pierdere. Pierderea trebuie să fie mai mare decât câștigul. Adică să nu-ți cauți avantajele tale niciodată, să faci totul pentru cealaltă și pe tine să te lași, să nu-ți cauți binele. Este să-L cauți pe Dumnezeu. Deci Dumnezeu înaintează când ego-ul se scade, se îndepărtează. Când ego-ul scade, atunci înaintează Dumnezeu. Deci când cauți ceea ce nu-ți convine, ceea ce nu vrei, ceea ce nu ți-ar place, atunci înaintează Dumnezeu. Deci cel mai mare dar posibil pe pământ este ca lucrurile să nu meargă bine, să nu câștigi, să nu îți fie bine, să nu ți se întâmple ceea ce dorești tu, să nu ai parte de ceea ce dorești tu, este cel mai mare dar posibil, pentru că în clipa respectivă ego-ul pierde, că dorința de mai mult bine e ego-ul, ego-ul pierde și când ego-ul pierde înaintează Dumnezeu, dar atunci el poate să îți dea tot ceea ce tu visezi, dar să fii atent să nu te lipești, pentru că în momentul în care îți vin fericirea acestei lumi pe tine ca o ispită, dacă te legi de ele, pornești din nou mecanismul de autodistrugere. Deci noi am venit aici să depășim lumea și să rămânem acolo, să rămânem ferm în poziția aceasta de a nu pune materia pe primul plan, să fim nepăsători, dezinteresați de ea, neatenți când vin fericirile lumii peste tine, să nu depășești o anumită limită. Ele nu sunt rele în sine, dar când se depășește limita și devine patimă, atunci ele încep să omoare. Orice. Și o cafea te omoară și țigările și mâncarea, orice începe să te distrugă. Pentru că se cuplează pe toate patimile din spate care le are omul, se cuplează, devin una. Și atunci se întărește și mai mult ego-ul acesta diavol. Deci noi nu binele nostru trebuie să-l căutăm, ci întotdeauna mai puțin binele nostru. Nu să mergem în sus, ci să mergem întotdeauna în jos. Și nimeni nu face asta. Cum a zis Îngerul, când a venit în viață, uite-te la ei, toată lumea aceasta merge într-o direcție total opusă scopului pentru care a fost trimis pe pământ. Scopul nu este aduna, ci a nu aduna. În mijlocul atracțiilor vieții, să ai puterea individuală să nu le vrei. În momentul în care nu le vrei, tu câștigi această energie subtilă, te încarci cu energie, numai când te opui la satisfacțiile, plăcerile, ușorul acestei vieți, fericirile acestei lumi. Când le respingi și nu le vrei, atunci te încarci. Deci când, spre exemplu, treci pe lângă o plăcintărie și spui nu plăcinte respective, tu te încarci cu energie. Când mergi pe jos și nu mergi cu mașina, când urci scările și nu mergi cu liftul, tu de fapt te încarci cu energie subtilă. Deci, orice mijloc și orice metodă prin care tu scazi ego-ul, înseamnă binele propriu. Când îți refuzi binele, tu te încarci cu energie subtilă. Dar omul nu știe asta. Omul tot timpul își caută binele, ani și ani de zile, până când este dus în poziția ultimă, o boală de lungă durată. Eu am fost odată, din întâmplare, am ajuns la Spitalul Fundeni, la secția de cancer și era o doamnă lângă mine, care probabil că a fost menajeră ceva și avea cancer. Și cu părere de rău, ea spunea, îmi pare rău că am irosit o viață întreagă și îmi dau seama că am ajuns în situația asta pentru că am slujit prea puțin oamenii. Și ce mai mare adevăr? Păi deci o viață întreagă, să ajungi în situația asta limită ca să poți să înțelegi lucruri care puteai să înțelegi de la început, dar n-ai cum să-l înțelegi, că în starea de bine omul nu le poate accepta. Le ia în bătaie de joc și este obraznic și răuvoitor. Toți cei care sunt obraznici și zic, cine ești tu să-mi spui mie una ca asta, ei de fapt au diavol în ei. Pentru că numai diavolul se opune, este răzvrătit, ripostează cu agresivitate, da? Și are această dorință de a te omorâ și de a te elimina. Și totul vine din absolutizare, absolutizează o parte. Dacă nu ai absolutizat acea parte și ai fi de acord cu toate părțile, ai fi indivin. Este foarte simplu. De aceea zic că Dumnezeu este viața așa cum este, cu bine și cu rău, cu păcat, nepăcat, cu drept, nedrept. Nu e nimic mai bun decât altceva, totul doar este. Și când atingi acest nivel,
Acesta este idealul. Nu este nimic de obținut, nimic de câștigat și nimic de vindecat. Viața așa cum este, este totul. N-ai nevoie de un vindecător, de un salvator, de un mântuitor, de un preot, de absolut nimic. Nici bolile nu există. În momentul în care accepti viața așa cum este, nu mai ai nevoie de o boală. Că trebuie să fii poziționat ca să vină boala, să-ți distrugă poziția, ego-ul. Deci absolutizarea este legea lui Le Chatelier din chimie. Deci un sistemul universal al iubirii, în momentul în care tu te descentrezi și absolutizezi ceva, vine și te lovești pe partea inversă. Asta este. Și te duci. Deci lumea și viața ta este ca un cub perfect. Deci este o formă geometrică perfectă. În momentul în care omul se poziționează, se polarizează, se strâmbă. Când se strâmbă, vine și automat, vine, pornește mecanismul de autodistrugere. Deci noi nu avem voie să absolutizăm nimica, pentru că nimic din ceea ce zicem că este important, nu e deloc important. Viața așa cum este, cu plus și cu minus, este adevărul. Este simplu. Nu e nimic de făcut, nimic de obținut, nu e nevoie de niciun ban, de niciun exercițiu, nu este nevoie să mergi în genunchi pe pietre ascuțite, nu e nevoie să te rogi, nu e nevoie de liturghii, viața așa cum este, este totul. În momentul în care faci lucrurile acelea, le faci dintr-un ego și când le faci dintr-un ego, pornești cu o absolutizare. Absolutizezi și vine și îți distrugi absolutizările. Asta trebuie să înțelegi. Dumnezeu nu îți permite niciodată poziționarea și polarizarea, pentru că viața și universul este ca o pânză de păianjen, ca o pânză, ca o plasă de pescar. În momentul în care noi avem o polarizare, adică zicem că așa trebuie să fie, nu se zice serios, și pac, vine și te lovește. Te lovește în orice formă. Deci o polarizare care merge pe o parte și zici că este nevinovată, orice polarizare va atrage cu sine, după sine, va atrage lovituri din față în orice mod posibil. Noi nu vedem legăturile. Spre exemplu, bem cafea mai mult decât avem nevoie și ne trezim când ne dă afară de la servici sau nu ne mai merge afacerea. Nu vedem legătura dintre afacere sau din faptul că o mașină ne calcă și cafeaua respectivă. Dar pentru că în fundal orice patimă sunt una toate, orice accent, orice absolutizare sunt una, sunt, deci cafeaua este una cu orice absolutizare, cu mersul la biserică, cu liturgia, cu meditația, cu exerciții de respirație, cu cursurile de spiritualitate. Este una cu absolut toate, da? Și în momentul în care absolutizezi, va trebui să fii scăzut în orice mod posibil. Deci înseamnă că nu știi. Când te ia și te lovește, te surprinde brusc. În Tao Te Ching spune că cei care sunt atașați de valorile materiale vor avea o moarte brutală. Deci te lovește brusc. Nu are avertismente. Da. Deci mai ales cu oamenii care sunt preocupați în mod frecvent de binele propriu, nu face avertismente, nu avertizează. Deci lovitura vine bruscă și te trezești și cu moarte și cu boli și cu nenorociri de toate felul pentru tine și pentru familie. Că dacă vede că omul este încrâncenat și rezistă, da, și ripostează tot timpul, atunci vine prin copii. Și omul și omoară copiii. Deci întotdeauna când caută binele său și omoară copiii. Nu știe lucrul acesta. Sau când femeia atacă bărbatul, la fel. Sunt multe de spus, cărți întregi. Emisiuni, sunt vreo 4.000 de emisiuni pe cele trei canale ale noastre, ale Școlii Iubirii. Da, noi vorbim în emisiunile astea tot tipul despre subiectele acestea, mult mai în detaliu față de cum le atingem acum în aceste minute, da. Marius, ce facem când primim critică din partea celorlalți? De exemplu, scrie cineva că ei, soț și soție, trăiesc simplu, nu interesează materia, trăiesc total opus față de cum trăiesc oamenii din jurul lor, dar primesc critică din partea părinților și din partea familiei, că nu e normal să trăiască așa, că ei trebuie să-și facă un viitor, că nu poți trăiești de pe azi pe mâine ca orice nespălat și le afectează relația. Într-o situație de genul acesta, care e cea mai bună poziție să o ia? Păi ei au pus etichete greșite. Critica este onoare. Este onoare, este o laudă, este o slăvire a lui Dumnezeu. Că un asemenea comportament este rar. Da? Și ei ar trebui să fie mult. Atâta timp. Deci dacă nu-i critică, e o problemă. Deci dacă te critică oamenii,
Este foarte bine. Este, de fapt, dovada faptului că sunt pe calea cea bună, pentru că majoritatea oamenilor sunt polarizați. Și vorbesc dintr-o poziție polarizată. Deci nu este adevărat. Întotdeauna când ești polarizat, nu e adevărat ce spui. Când absolutizezi o parte, un ideal, o virtute, principii, reguli, când le absolutizezi pe toate astea, nu este adevărat ce spui, pentru că nimic la Dumnezeu nu poate fi polarizat. Numai El este deasupra. Ce zice? Noi nu înțelegem prima poruncă. Numai eu, deci nimic din lumea asta nu poți să ridici pe primul plan. Când părinții zic că așa ar trebui să fie ca toată lumea, nu e adevărat. Numai Dumnezeu poate să fie pe primul plan. Asta înseamnă că nimic din ceea ce spune lumea și absolutizează lumea nu este adevărat. Pentru că omul este înclinat spre viciu și este înclinat spre ușor și spre plăcut. Deci el este înclinat spre diabolizare. Asta este natura lui. Și se comportă ca o ființă întunecată. Am spus că dacă ești suficient de desprins, te îngrozești că nu mai vezi oameni, vezi capete din alea cu fumuri verde-violete. Deci nu mai te îngrozești când vezi, nu mai sunt oameni, nu sunt oameni. Deci toți ăștia care sunt așa și apără poziționarea, că apără un bine mai mare decât alt bine, ei de fapt îl apără pe diavol. Deci a spune nu diabolizării este o onoare, este o putere, este o bucurie să poți să spui nu tuturor criticilor acestea și să nu spese de ele. Este o onoare. Da, păi, cred că mai era cum să treacă peste, adică cum să accepte, cum să-i se pare indiferent dacă îți spune mama, tata, bunica că îți critică soțul sau îți critică soția, cum poți să rămâi indiferent, că nu prea poți să rămâi indiferent. Dar poți să fii indiferent, înțelegând foarte bine. Deci este o problemă de etichetare. Să eticheteze că tot îndemnul spre mai mult bine pentru sine e diabolizare. Și când știe că este diabolizare și știe clar și ferm lucrul acesta, nimic nu mai poate să fie înclintit. Pe de altă parte, sunt criticați pentru că probabil că nici pentru ei nu sunt fermi în această stare, nu sunt clari că așa trebuie să fie, că dacă ar fi fost clar, cade critica. Deci nimic nu mai poate să vină spre tine pentru că ești în divin. Deci trebuie să aibă o fermitate în starea aceasta, să înțeleagă că aceasta este ultima stare și cea mai înaltă stare care poate fi atinsă pe pământ, aceasta de împuținare și de autolimitare, de modestie și de simplitate și de smerenie, cea mai înaltă stare care poate fi atinsă pe pământ și în ceruri, că înseamnă și raiul, și că a fi în rai nu este o rușine, și să poate să fie fermi în această stare. Cu cât vor fi mai fermi, cu atât vor dispărea criticile. Da. Atașamentul de destin fericit, ce înseamnă? Păi mai mult bine pentru tine, înseamnă iubire de diavol. Deci omul în sine îl iubește pe diavol și face totul pentru el, se gândește numai la el, toate strategiile vieții lui, tot timpul nu știe ce să facă ca să fie diavolul mai bine. Îl duce, îl plimbă peste tot, îi cumpără case frumoase, îl plimbă cu mașini frumoase, luptă pentru să îi aducă cât mai mulți bani, să se distreze diavolul. Deci omul trăiește pentru diavol. Ca să te unești cu Dumnezeu, trebuie să nu vrei nimic din toate acestea, că Dumnezeu nu are nevoie de nimic. Deci cu cât te limitezi, cu atât te apropii de divin. Cu cât adaugi mai mult bine pentru tine, cu atât te diabolizezi mai tare. Și cu cât crești aici pe pământ, ridici o casă mai mare, mașină mai frumoasă, mai mulți bani în sus, cu atât cobori mai jos în lumea de dincolo. Și este implacabilă chestia. Sunt sigur că oamenii iau în bătaie de joc, în deridere aceste lucruri, toți fac asta, da? Și cu obrăznicii și cu răutate atacă, dar când fac lucrul acesta, el de fapt activează programe de autodistrugere din spate și nu are cum să scape de ele, pentru că el certifică în fața lui Dumnezeu din față, care vine cu o altă perspectivă și îi spune, nu te duceți pe mai mult. Că vreau să spun că toată cultura lumii, toate religiile lumii spun lucrul acesta. Au la bază jertfa de sine, toate religiile. Și ei doar, este doar o problemă de necunoaștere, de faptul că ei nu înțeleg aceste lucruri și nu le cunosc. Dar toate culturile spun aceste lucruri. Noi am făcut Tao Te Ching, am discutat de vreo două, trei ori, de două ori am făcut Tao Te Ching și lucrurile astea sunt spuse acolo. Da?
Deci când te urci, vei fi coborât cu forța. Când cobori, vei fi ridicat. Deci n-ai ce să urci, pentru că Dumnezeu e jos. Dumnezeu e acolo unde se strâng apele. Deci dacă vrei să te întâlnești cu Dumnezeu, trebuie să te duci tot mai jos. Omul se îndepărtează de el și se duce cât mai sus. Acolo este diavolul. Diavolul ce înseamnă? Eu pe primul plan. Binele meu, adevărul meu, dreptatea mea. Adică se face Dumnezeu său și îl dă la o parte automat pe Dumnezeu cel adevărat. Dumnezeu cel adevărat, cum se atinge? În momentul în care nu ai nicio pretenție, nu vrei nimic de la nimeni, nu te aperi, nu-ți vrei mai mult binele, nu știi decât să dăruiești, ești ca un sclav, un slujitor al tuturor, nu luți pentru adevărul și dreptatea ta, dai dreptate la toată lumea, te lași folosit întotdeauna. Dai întâietate celuilalt și faci voia celuilalt și nu voia ta. Deci toate aceste poziții sunt poziții secundare. Deci în momentul în care te duci în poziție secundară și celuilalt te dai întâietate și mergi pe oameni de jos în sus ca sclava lor, ca slujitorul tuturor, atunci te unești cu Divinul. Am mai spus că însăși limba noastră nu poate să ascundă acest lucru. Îi zicem celuilalt Domnule, deci Dumnezeul meu, ceea ce se întâlnește în Biblie în multe locuri. Exista obiceiul, spre exemplu, Esau. Iacob s-a dus la Esau și a spus: Dumnezeu meu, tu ești stăpânul meu, eu sunt robul tău. În limba română există servus, adică eu sunt servitorul tău. Când mergi te întâlnești cu cineva, zici servus, sluga ta. Da? Dar trebuie să fii și în realitate ca să se miște lucrurile, că altfel nu se mișcă nimica. Deci noi trebuie să-L punem pe Dumnezeu în viața noastră de zi cu zi, în gândurile noastre, în preocupările noastre, în comportamentul nostru. Sunt lucruri de bun simț, nu este nimic de respins, nu este o calamitate, da? Dar dacă nu avem bună măsură a lucrurilor, este o cale de mijloc, este ideală, este simplă, da? Nu este nimic de adăugat, nu e nimic de câștigat, nu e nimic de vindecat, nu e nevoie de bani, este gratis. Deci Dumnezeu este gratis, ca să poți să ajungi la Dumnezeu, nu este nevoie de niciun efort, de nicio rugăciune, nu e nevoie de exerciții, de meditație, de respirație, de lucrări cu îngeri, cu nimic. Da. Și totul este o fals și o minciună, tot ceea ce crezi tu că trebuie să faci, faci din tuneu și care vrea să atingă ceva, iar sufletul nu vrea să atingă nimic, el doar dăruiește și nu e nevoie să... Nu-și caută bine niciodată și nu știe decât să iubească. Nu are nevoie să fie iubit, nu are nevoie să primească nimic, nu are pretenții, nu are așteptări, nu vrea nimic de la nimeni. Din cauza asta este cel mai fericit. De ce? Pentru că fiind jos, jos de tot, nimeni nu are ce să-ți ia, pentru că nu ai nimic mai mult decât îți trebuie. Nimic nu există care să plece de la tine, să-l pierzi, da? Sau să ți se ia. Deci idealul este să fii jos, acolo unde este Dumnezeu, noi ne întâlnim doar în poziție secundară. În momentul în care și simți asta, în momentul în care ești sluga tuturor, în starea aceea de slujire, pornește în tine o stare de fericire incredibilă, care este natura ta și nu se poate obține decât în momentul în care nu mai cauți fericirile exterioare și te oprești să mai cauți ceva în afară. Da? În momentul în care au pus un salvator în afară, noi de fapt am pierdut interior, am pierdut pe Dumnezeu, pentru că nu ne mai preocupăm să ne apropiem de El. Noi nu mai vedem valoarea inestimabilă a supunerea, a slujirii, a dăruirii de sine, a jertfei de sine pentru ceilalți. Cu toate că în Biblie, dar nu știu cum am citit noi Biblia, în Biblie spune, după mii de jertfe, nu? Spune Solomon, a venit Dumnezeu și a zis, iată-mă, ce dorești tu? Și el a zis, vreau înțelepciune. Și Dumnezeu zice, bine, îți dau înțelepciune și să mai dau ceea ce toată lumea dorește și nu ai cerut. Bunăstare, plăcere și mai departe. Ți le dau pe toate. Dar în momentul în care s-a atașat de ele, că i-au venit valuri pe el, s-a atașat de ele, a avut pretenții. În momentul în care a avut pretenții pentru oamenii lui să le dea și lor, Dumnezeu a zis, stai, nu poți să cer așa ceva, trebuie fiecare să facă același lucru, jertfă de sine. Nu pot să dau cuiva ceva dacă el nu s-a jertfit pe sine, că n-are loc, n-am unde să vin. Deci trebuie să facă spațiul la loc gol în care să pot să vin și atunci le voi da. Dacă nu înțelegi lucrul acesta, vin împotriva ta, îți distrug templu și vă răspundeți pe tot, dau putere vrășmașilor voștri. Asta face Dumnezeu și acum. E minunat. Vechiul Marius, Testament e minunat. Poți să dai câteva exemple de ce înseamnă jertfă în viața de zi cu zi? Adică ce să înțeleagă omul? Să taie o găină, să taie porcul, să... câinele? Deci, în primul rând, ceea ce prisosește și mai mult decât are nevoie să dăruiască,
Cel mai important lucru este să fie slugă, sluga tuturor, adică să meargă spre oameni, să fie ca un slujitor, ca un servitor. Să fie servitorul lor, știi? Întotdeauna să fie servitor și va învăța. Cea mai înaltă meserie care poate fi atinsă pe pământ este cea de servitor, de slujitor. Și după părerea mea, cea mai înaltă este să lucrezi în casele de bătrâni, să slujești la bătrâni. Că este, dacă poți, ăla e școala de sfinți. Dacă îi privești pe bătrâni, pe cei care sunt neputincioși și uneori sunt și răi, da? Datorită suferinței și bolilor pe care le au și tu îi iubești așa cum sunt, este mijloc de urcare rapidă pe pământ. Slujirea celuia. Sau dacă ai un șef, sau este bine la serviciu unde ești, să ai un șef deasupra ta, să te pună să faci lucruri și tu să te supui. Cu cât te supui mai mult și supunerea ți se pare firească și simplă și nu te revolți, da? Și ești capabil să faci orice lucru ești pus să faci, da? Și nu te deranjează și oricât de mult ar fi și de greu ar fi, nu te deranjează umilința, acela este raiul. Deci capacitatea de a accepta umilința fără să te supere este raiul. Da. Dar oamenii vor spune, Marius, că ei au ajutat și după aia au fost, s-a profitat de pe urma lor sau au fost tratați nedrept de ceilalți. Chiar avem în limba română tot felul de expresii care să sublinieze acest lucru. Că să nu dai, că dacă dai nimeni nu o să-ți aducă înapoi, nu o să fii răsplătit, că acolo unde faci bine ți se întoarce cu rău. Da, și multe altele. Deci, e pe dos totul, trebuie să schimbe etichetele. Noi nu avem voie, nu avem nevoie și nu este voie ca cineva să facă ceea ce vrem noi. Oamenii nu sunt obligați să facă ce vrem noi. Întotdeauna este foarte important ca ei să ne dezamăgească, să ne umilească. Deci ei trebuie neapărat să nu facă ce vrem noi. Este obligatoriu să nu facă ce vrem noi. Întotdeauna să ni se împotrivească. Ce mai mare fericire e ca lucrurile să nu se întâmple cum vrei tu, să nu fii iubit, să nu fii apreciat, să nu ți se facă dreptate, să ți se facă nedreptate. Nedreptatea este lucrul cel mai important și mai prețios pe lume, pentru că distruge egoul, distruge pe diavol și salvează sufletul, încarcă sufletul cu iubire. Deci noi avem nevoie ca lucrurile să nu ne meargă bine, să nu reușim în ceea ce facem, ca oamenii să ni se opună, să nu ne fie bine, să fim umiliți, să fim folosiți, să fim jigniți. Deci, am spus, raiul este capacitatea de a accepta jignirea fără să te supere. În momentul în care lucrurile merg bine, ești în pericol. Cum spunea domnul profesor Aurel Simionescu, zicea, Doamne, mi-ai dat o zi de bine, a uitat de mine, deci ești în pericol. Deci, trebuie ca lucrurile mereu să nu-ți meargă bine. În momentul în care îți merg bine, nu este bine. Asta vine din faptul că noi căutăm mereu în viață binele nostru, ușorul, plăcutul, da? Căutăm să ne fie ușor în toate momentele vieții, de dimineața până seara, și nu trebuie să facem asta. Să căutăm mereu greu, neplăcutul, neușorul. Dădeam exemplu și am mai avut discuția aceasta cu un univers concentrațional, autoconcentrațional, în care ne creăm singuri. Adică tu te scoli la 7 dimineața, scoală-te de la 5. Deci mereu să-ți învingi limitele, să-ți produci un stres al obișnuințelor tale, al comodităților tale, să ieși din zona de comoditate. Tot timpul vrei să te speli cu apă caldă, spală-te cu apă puțin mai rece. Vrei să mănânci, nu mânca cu maia mână. Deci vrei să mănânci mâncarea până la capăt, care îți place, pe aia nu mânca până la capăt, mănâncă doar jumate din ea. Deci mereu să îți învingi poftele, dorințele. Și când faci lucrul acesta, tu faci spațiu gol, că pofta ce înseamnă? Dorința înseamnă ego. Când omul își face poftele, de fapt îl întreține și îl susține pe diavol, îl întărește pe diavol. Deci în momentul în care nu-i faci poftele diavolului, sufletul se întărește. Deci ești obligat să nu-ți cauți binele niciodată. Când nu-ți cauți binele, nu cauți binele diavolului și atunci sufletul se întărește, Dumnezeu vine în spațiu gol, făcut de către ego, pentru că l-ai distrus. Deci trebuie să te preocupi o viață întreagă, să nu știi ce să faci ca să nu-ți cauți binele. Sunt multe exemple, nu, de la Elon Musk, care nu are casă, doarme pe jos, da, într-o cameră goală și așa mai departe. Mai este un
În exemplu cu fostul patron de la IKEA, la fel care trăia foarte simplu și mergea pe jos cu tramvaiul la piață și avea o plasă din acea cu găurele, Honda, care avea o cameră goală și nu era nimic în ea, da? Au venit poliția că a fost părât că stă într-o casă, într-o vilă fantastică și a fost trimis de faptul că el avea o garsonieră goală, că nu era absolut nimic, era o rogojină pe jos. Honda putea să aibă orice ce își dorește și nu vrea. Am mai întâlnit un exemplu în acesta, un CEO de la Amazon, care la fel mănâncă extraordinar de puțin o dată pe zi, merge pe jos la servici și se întoarce pe jos, se spală cu apă mai rece dimineața. Deci trebuie să-ți construiești un univers din ăsta care îți distruge comoditățile și binele propriu, pentru că acesta înseamnă orgoliu, înseamnă ego și înseamnă suferința. În momentul în care ele depășesc o anumită limită, sufletul nostru cheamă forțele cerului și ne calcă în picioare. Deci dacă vrei să ai o viață frumoasă și să-ți meargă bine și afacerea să meargă bine și copiii să fie sănătoși, nu-ți căuta binele niciodată. Bun, mulțumim, ne oprim aici. În speranța că vă a plăcut această emisiune și poate că v-ați și găsit răspunsuri la anumite întrebări, noi vă dorim să aveți parte de un weekend minunat, de o viață în armonie cu Dumnezeu și cu viața noastră să fie în armonie, așa cum este și titlul emisiunii noastre. Și nu uitați să vă abonați la emisiunea Viața în Armonie, apăsați clopoțelul și, evident, vom fi cu noutăți alături de dumneavoastră în permanență. La revedere!